Tradiția spune că la Fundata nu există iarnă în care valea cunoscută localnicilor sub denumirea Giuvala să nu găzduiască întrecerea de schi fond, în care trofeul pus la bătaie de organizatori este Cupa Fundata. Începând din iarna trecută, competiția și-a schimbat denumirea în Cupa Casa Muntelui, iar acum profesorul Iosif Olteanu, cel desemnat de organizatorul principal Iosefina Bordaș, a dus la bun sfârșit ediția cu numărul 2, o întrecere deosebit de spectaculoasă, precedată de un alt concurs memorial organizat de Clubul Sportiv Școlar Fundata și Primăria localității. Ieri la Cupa Fundata a fost memorial Gheorghe Olteanu și Jean Sumedrea. Au fost peste 160 de concurenți, un concurs deosebit de bun, de mare. Iar astăzi am, pentru prima dată, am omagiat și felicitat pe Gheorghe Bădescu, care a ajuns la 75 de ani, să fie anul nostru de vârstă al schiorilor plecați din Fundata. Mă declar mulțumit, zic că competiția a fost bună. Veteranul Gheorghe Bădescu, așadar, este numele de care se leagă performanța trecută în palmaresul localității Fundata. La preolimpic, prima dată, 1963, și la olimpiada, propriu-zis, în 1964, unde am mers și am plasat la proba de fond 15 km, am luat locul 38 din 254 de concurenți. Participarea a fost una record și asta pentru că organizatorii au cuprins în program întreceri la toate categoriile de vârstă, atât la fete cât și la băieți. În concursul seniorilor, clubul Cheile Grădiștei și-a tras partea leului, reușind să ocupe întreg podiumul de premiere, în ordine Viorel Pălici, Mihai Acostăchioaie, Marian Dănilă. A fost un pic zăpada cam grea, dar într-un fi reușit. Foarte bine, pârtia chiar bună și condiții bune. N-a fost fric, nici prea cald. Excelent! În concursul similar al fetelor, trofeul Casa Muntelui a ajuns în vitrina clubului sportiv Dinamo Brașov, în urma victoriei obținută de Claudia Flanja Neculoiu. Mai mult, același club a ocupat și următoarele două trepte pe podium, prin Luminița Pișcoran, respectiv Alexandra Stoian. Important este că schiul fond românesc are viitorul asigurat și asta pentru că la Fundata am văzut la lucru un număr record de copii care au luptat cu multă ambiție pentru a prinde unul din primele trei locuri ale diferitelor clasamente alcătuite evident pe categorii de vârstă. Bine, un pic obosit. Azi a fost mai greu decât ieri. Zăpada cam moale. Au alunecat greu. Da. Și cât mai sus. A fost puțin cam greu în urcări. A bătut vântul. Și rest a fost bine. Dar am avut o distanță foarte mult de recuperat. Și în rest a fost pârtia foarte bună. Să zice, bine și la anul. Mă puteam aștepta la mai mult din partea mea, sunt puțin dezamăgită, dar știu că în viitor vă putem. E purtea foarte bună, ușoară și grea, potrivită. A fost destul de greu, urcările multe și coborârile mai puține, dar merge. Ocupanții podiumurilor de premiere a celor două întreceri de la Fundata au fost premiați cu medalii și diplome, dar nu au lipsit nici recompensele financiare, suma totală alocată de primărie și locația Casa Muntelui depășind 7.000 de lei.